și noi să o susținem, să o încurajăm. Și într-adevăr așa este. Atunci la Sydney în primul rând eram o familie foarte frumoasă, toți sportivii eram împreună acolo și chiar a fost un moment deosebit pentru că după fiecare succes pe care sportivii din România l-au avut, ne întâlneam și îl felicitam pe cel care a reușit să câștige o medalie, indiferent de culoarea pe care acea medalie a obținut-o. Și astea sunt, de fapt, beneficiile sportului. Prietenie, o viață sănătoasă, o viață frumoasă și se creează o stare așa de armonie în jurul sportivilor pe care, din păcate, nu mulți au șansa să o guste. Și de aceea sunt bucuros pentru Andreea, pentru că a realizat această carte și vreau să vă spun că au fost niște momente frumoase acolo la Sydney. Sunt bucuros că Andreea a reușit să vi le împărtășească și dumneavoastră prin această carte și încă o dată o felicit și vreau să-i urez mult succes și multă sănătate. Și vă susținem, asta povesteam mai devreme, despre faptul că poate că în momentul în care cei care, să spunem, nu au foarte multe cunoștințe despre viața de cantonament a unui sportiv de performanță, în momentul în care o să citească această carte, o să aprecieze și mai mult munca și sacrificiile pe care sportivii le fac pentru a obține performanțele pe care, teoretic, cu toții ar trebui să le îngătim. Și puțin asta vreau eu să cred.